Amintește-ți de vameșul, în ce fel se ruga pentru sine și depășește-l. Când rugăciunea noastră este smerită, când este însoțită de faptele iubirii și ale milosteniei, Dumnezeu ne răspunde pe măsură. Pomenește-l în tot locul pe Iisus, ca să găsești în toate neputințele tale medicamentul potrivit. Ai o durere. Prin chemarea numelui lui Iisus vei găsi ușurare și lumină. Ai o mâhnire. Cheamă-l pe Iisus și mângâierea se va arăta înăuntrul inimii tale. Te cuprinde deznădejdea? Nu șovăi. Pune-ți nădejdele în Iisus și sufletul tău se va umple de îndrăzneală. Te necăjesc gândurile trupești și te atrag plăcerile simțurilor. Primește focul mistuitor al numelui lui Iisus și aruncă neghina în cuptor. Te tulbură grijile? Grește. Luminează-mă, Iisuse, cum să-mi rezolv problema și fă să mă port după voia ta sfântă. Și de grabă te vei liniști și vei păși cu nădejde. În toate și pentru toate, așează numele lui Iisus ca temelie, acoperământ și podoabă, și nu te teme de vrăjmași. Să te înfricoșezi doar când le faci pe toate, fără Iisus. Fără medicament, să nu aștepți vindecarea. Amintește-ți de vameșul, în ce fel se ruga pentru sine, și depășește-l. În timpul rugăciunii, orice răutate, aruncă de la tine și iartă orice ai împotriva aproapelui tău. Este un fel de șarpe care, când merge să bea apă, înainte de a ajunge la izvor, dă afară din el tot veninul. Imită iscusința acestui șarpe și tot veninul amar, aruncă-l din sufletul tău. Iartă-i. Iartă ca și ție să-ți ierte Dumnezeu. Tu dar, fiule, când te apropii să te rogi Domnului, pleacă-te cu umilință în fața Lui, ca să nu ceri ceea ce ai considera că ți se cuvine datorită meritelor tale și să ai conștiința vreunei fapte bune. Tăinuiește-o ca prin tăcerea ta, Domnul să ți-o răsplătească însutit. Pune înainte păcatele tale, ca Dumnezeu să le șteargă pe acelea, când tu te-ai mărturisit de ele. Să nu te îndreptățești când intri la rugăciune, ca să nu ieși osândit ca fariseul. Amintește-ți de vameșul în ce fel se ruga. Și așa ai să găsești iertarea. Nu cu strigătul glasului să te rogi aceluia care este cunoscător al inimii ascunse, ci cu strigătul inimii tale bate la urechile lui. Adică cu simțirea ta, cu emoția ta. Gândul și cu emoția, gândul și cu simțământul să fie una. Nu cu mulțimea cuvintelor să tinzi spre el, fiindcă nu prin multă vorbire, ci prin minte curată te place Dumnezeu. În timpul rugăciunii, orice răutate din inimă aruncă de la tine și iartă orice ai împotriva cuiva, ca și ție să ți se ierte. Și precum dorești să fie Dumnezeu față de tine, la fel să fii și tu față de om. Orice faptă încep să faci, cheamă numele lui Dumnezeu. Și după ce termini, nu uita să mulțumești.